Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Am văzut, județul Suceava a dat ca exemplu întregii țări pentru mobilizarea post-inundației. Foarte bine că a fost dat ca exemplu, pentru că așa și este. Acum ai văzut că au început să fie construite casele, nici nu a trecut o săptămână, vorbeam dimineața cu Dodo la radio, când au fost celelalte inundații, nu s-au mișcat atât de repede. Asta înseamnă că au căpătat și experiență. După aia, cine nu cere, nu primește. Gheorghe Flutura a adus aici, i-a adus pe toți miniștrii și pe primul ministru și pe președinte, au văzut cu ochii lor despre ce este vorba. Aceste vizite au avut ca efect întoarcerea domnului Boc la București, a făcut ședințe de guvern, s-au deblocat niște materiale de construcții din fondul de rezervă. Cei de la Suceava s-au îngrijit să aibă unde depozita materiale de construcții și se vede că a început treaba. În alte părți lucrurile nu stau așa, pentru că n-a existat o colaborare și o punere la punct și o creare a unei celule în care să colaboreze toată lumea, cum s-a întâmplat aici cu Consiliul Județean, cu Prefectura, cu primarii din localitățile respective. Și chiar cu oamenii. Și cu oamenii, bineînțeles, cu ISU, cu jandarmeria și așa mai departe. Am impresia că în celelalte județe lucrurile sunt dispersate, nu există ceva bine închegat, cum e cazul Sucevei. Pe de altă... și apoi se mai știe că în Suceava oamenii sunt gospodari de felul lor. Nu în toate localitățile, dar în majoritatea oamenii sunt gospodari în comparație cu cetățeni din alte zone ale țării, în special cu cetățeni din zonele de câmpie. Dar mai trebuie de spus următorul aspect. Nu putem să comparăm situația de la Suceava cu situația de la Galați, la care făcea referire domnul Boc, cu oameni care se uitau, stăteau la mici la bere și se uitau cum militare și voluntari făceau dig. E ca și cum am comparat mere cu pere, pentru că aici unde a vorbit domnul Boc este comuna, localitatea Dărmănești, o comună cu, nu știu, 3.000, 4.000, 5.000 de locuitori, unde oamenii se cunosc între ei, se știu foarte bine între ei, este alt spirit într-o localitate cu puțini cetățeni, aici lumea cunoscându-se foarte bine și biserica acolo unde îndeamnă lumea, hai să ne ajutăm unii pe alții. Dacă nu merge unul să ajute, după aia este bârfit în sat, nu este bine văzut. Deci e altceva și nu poți să pui o localitate cu 5.000 de locuitori în aceeași, pe aceeași cântare, în aceeași, în două balanțe, cu Galați, unde sunt 300.000 sau 400.000 de locuitori și acolo cetățenii sunt veniți din mai multe zone și de la țară foarte mulți și mulți dintre ei nu s-au acomodat cu statutul de orășean. Apoi într-un oraș te poți pierde mai ușor, comunitatea nu este atât de bine închegată cum se întâmplă la țară. Și de aia e la Galați. Tu crezi că dacă ar fi fost în municipiul Suceava, ceea ce a fost la Galați era altfel? Nu. Cu cât localitatea este mai mare, cu atât simțul civic este mai tocit și cu atât oamenii sunt mai individualiști, nu se ajută unii pe alții. Deci da, într-adevăr, ceea ce se întâmplă la Suceava e de dat ca exemplu, dar nu poți să compari situația de la Dărmănești cu situația de la Galați. Haide să vorbim puțin și despre preotul, traficant de țigări. Păi da, na, e preot și face trafic de țigări. Probabil că traficantul de țigări în sutană, de la Mușenița și Vășcăuți, da, nu? Avea două biserici. Două. Deci se vede treaba că el este un mic întreprinzător. Eu am zis mai demult că biserica e un SRL. Asta și m-au înjurat unii. Deci biserica este un SRL, în afară de câțiva preoți care sunt cu har, restul este o afacere, unde popii își aduc copii, neamurile, verișorii își fac biserici pentru ei, fix un SRL, unde să producă niște bani, să ducă, doar popa nu vine acolo, el vine la servici, ca orice, ca cum merge parlamentarul la servici pentru el și pentru familia lui, doar nu merge pentru tine și pentru mine, popa merge la servici pentru el și pentru familia lui, că restul e texteală, ca la politicieni. Bun, și omul avea două SRL-uri. Deci este un om întreprinzător și a vrut mai mult. Da, nu s-a mulțumit. Deci este un om care vrea să muncească mai mult. Probabil că o fi vrut să-și facă vreo 5 biserici, dar era prea mult, că din 5, dintr-un lanț din ăsta de 5 biserici produci mai mulți bani. Cum e un lanț de buticuri sau un lanț de magazine alimentare, avea și el lanțul de biserici. Numai că în lanțul lui de biserici sunt două verici, atâta. Da. Bun, și noi a ieșit chestiunea cu 5 biserici și a zis, ia să fac eu un pic de trafic. Dar acum și anchetatorii, eu cred că sunt oameni fără frică de Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi stat mai atent de vorbă cu popă, cu părintele,
și l-ar fi întrebat: părinte, dar ce te-ai apucat să faci tu trafic de țigări? Eu sunt convins că părintele ar fi zis: dom'le, eu vreau să fac bani pentru Catedrala Neamului. Păi, și dacă e vorba despre o chestie atât de importantă, nu poți să arestezi omul, să-l reții? Păi, omul dacă vrea să dea bani la Catedrala Neamului, acolo e o chestiune făcută cu binecuvântarea Prea Fericitului, cu Patriarhul Bisericii Române, cu acceptul guvernului, deci o chestie foarte... Lasă-mă, dacă omul donează banii aia din traficul cu țigări pentru Catedrala Neamului, care este problema? Nu contează metoda prin care obțin banii. Dar nu contează metoda, că bani să fie, nu contează, banii n-au miros. Doar se știe că Arhiepiscopia Suceava are o societate comercială, e făcută mai de mult cu un capital social, dacă ține o bine minte, de 18 miliarde de lei vechi, unde la obiect de activitate e o tăiere de pădurice, o vânzare de rachioaș, adică vin și rachio dacă ies bani. Și omul ce făcea? Trafic cu țigări, parcă e singurul care face. Deci eu cred că anchetatorii ar trebui să revină asupra problemei și să întrebe: domne, nu cumva vrei să dai bani la Catedrala Neamului? Și dacă e așa, să îi dea drumul. Pe de altă parte, părintele a procedat corect făcând trafic cu țigări, pentru că el, făcând bani, nu mai avea nevoie să ia de la enoriaș. Și eu bănuiesc că la Vâșcăuți și la Mușenița nu costau nici botezurile, nici mormântările, nici nunțile. Da, totul era și gratis, păi, așa cum să meargă să întrebe lumea: băi, oameni buni, vă lua asta părintele bani la slujbă? Nu ne lua. Băi, ba chiar ne da. Ba chiar ne da. În cazul ăsta, liber. Deci, trebuie un pic de atenție la nuanțe. Adică, sunt mai multe motive pentru care ar fi legea, trebuit să... Legea, da, legea asta poate fi interpretată și trebuie să o faci în favoarea omului dacă e om. Dacă nu e om, îl arestezi, dar dacă e om. Mulțumesc, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!